din această perspectivă ceea ce se întâmplă în acest moment? Acum, sigur că nefiind medic și fiind doar jurist, pot să vă spun că am și eu semne de întrebare cu privire la motivele pentru care lipsesc la această oră medicamentele la care dumneavoastră ați făcut vorbire și care în mod cert ar salva sute de vieți. Dar, doamna Iosub, ca simplu cetățean, ca om, mi se pare îngrozitor să auzi că s-a ajuns în situația ca la 4 minute să moară un român. Sunt curioasă la câte minute murea un român când se desfășura oare congresul PNL cu 5.000 de oameni. Erau cifrele mai mici. În România a fost o relaxare totală, încurajată de instituțiile statului. Noi n-am avut lockdown-ul adevărat. A organizat festivalul Untold cu 270.000 de oameni. La București, așa cum am văzut tot, s-a organizat congresul PNL cu 5.000 de oameni. Nu s-a respectat absolut nicio regulă. Să știți că eu am ceva de punctat aici, apropo de festivaluri și de felul în care s-a desfășurat vara. Am văzut și în alte țări festivaluri întâmplându-se. Există o mare diferență. În țările respective, în Spania, să luăm un exemplu, o țară foarte lovită la bun început, oamenii s-au vaccinat. Și atunci s-a răspândit mult, mult mai greu dacă s-a răspândit COVID-ul în cazul unor astfel de întâlniri. Dar hai să înțelegem împreună cu toții ceva. Cum ar